Și problema Republica Moldova este că e doamna Maia Sandu pe partea dreaptă, deși aici ideologiile politice n-au Aia e nicio relevanță, mult. absolut nicio relevanță. Domnul Todorov e partea stângă, potențialul candidat la președinție, el spune că nu, dar e potențial, depinde ce vor spune inclusiv rușii, și mijlocul este gol. Soluția în Republica Moldova astăzi este să reușești să creezi o socialdemocrație, oricât ar suna de paradoxal, adică să umpli mijlocul cu un candidat care în turul 2 ar putea să-i dea voturi doamnei Maia Sandu. Iar mijlocul acesta ar putea să fie constituit în jurul socialdemocrației din Republica Moldova și în jurul domnului Ceban. Dacă aceste două partide se unesc și au un candidat la președinție, ei pot obține un scor suficient de bun pentru candidatul lor, undeva spre 100.000 de voturi, astfel care în turul 2 să meargă către doamna Maia Sandu și nu către domnul Dodon. Asta e, de fapt, miza alegerilor din Republica Moldova. Cum să mai construiești un actor, în termen scurt, un actor electoral, astfel încât doamna Maia Sandu să aibă sprijin. Doamna Maia Sandu se luptă în această bătălie electorală precum Rambo. Este singură împotriva unei armate. În spatele domnului Dodon sunt potențial vreo 5 combatanți care în turul 2 se pot uni. Doamna Maia Sandu are o problemă, va avea o problemă în turul 2. Nu se poate baza doar pe diaspora. Deci lipsește, dacă vreți, centrul ăla, social-democrația, spuneți generic, care ar putea să fie susținută, nu-i așa, și din România, și care ar putea să o ajute pe doamna Maia Sandu să-i tragă în barca pro-europeană pe cei care nu vor să meargă în barca asta dacă e condusă de doamna Maia Sandu. Cei pe care doamna Maia Sandu i-a dezamăgit. Pentru că sunt din ăștia. Deci e vorba de un joc politic de o amenajare electorală, astfel încât doamna Maia Sandu să nu se bazeze strict pe diaspora, că asta este foarte riscant. Asta e, de fapt, bătălia politică a Republicii Moldova.